Bună seara și bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. După cum se vede, Ștefan este la emisie. În seara asta v-am promis o emisiune ceva mai agitată decât de obicei. L-am alături de mine pe colegul și jurnalistul Daniel Vinca. Că zic coleg, e director aici la postul la care lucrăm noi cu toții. Bună seara, Dar Alex. în seara asta e în calitate de invitat. Deci va face și va spune și va răspunde cum dorește, dar la întrebările mele. Bineînțeles. Dar de ce o emisiune agitată? Păi așa vreau eu să fiu mai agitat. Ah, cum Văd că dorești? tu ești foarte calm, așa. Cum dorești tu? Bun. Avem o campanie electorală pe final. Pe care n-am prea văzut-o față de alte campanii. Nu a fost una, cine știe ce, foarte agitată. Poate din punctul tău de vedere, ca director de televiziune, a fost ceva mai agitată pentru că a trebuit să distribui oameni, reporteri pe teren la anumite evenimente. Dar, pe ansamblu, chiar și cetățenii de zi cu zi cu care mă întâlnesc eu, îmi spun că nu a fost una care să-i agreseze vizual, cel puțin. Da, a fost În o. afară de televiziunile naționale, care dezbat 15.000 de subiecte pe minut, în rest, nu e o agitație foarte mare. Tu cum o vezi? Tu cum o percepi? Da și nu. A fost o campanie mai puțin prezentă vizual. A agresat, exact cum ai spus tu, poate mai puțin prezentă vizual, dar din informațiile așa numite inside, din interior, se pare că partidele au ajuns la. Partidele și grupurile care susțin candidați, că avem și candidați susținuți nu de partide, ci de anumite grupuri, au ajuns la ideea că totuși contează foarte, foarte mult munca de la om la om. Evident că în contextul ăsta, în care mare parte a campaniei e dusă acolo, pe uliță, în cartier, pe stradă, între blocuri, mai puțin pe panotaj, parcă e mai puțin vizibilă, dar aia e cea mai eficientă într-un fel sau altul. Exact. Crezi că s-au gândit oamenii politici, șefii de partide, să renunțe la acel afișaj care devenise în ultimii ani la alte scrutinuri de alege, devenise unul chiar agresiv, enervant, au renunțat la această metodă de a face campanie și au ales una door-to-door, cum îi spunem noi? Da, nu doar, pentru că totuși panotaj este, nu ca altă dată, dar este mai bun, mai frumos. Că și aici e de discutat mult și bine, păcat că n-am pregătit niște poze, dar știi, Claudiu Săftoi, unul din strategii oarecum cunoscuți și recunoscuți în România pe partea de campanii, la un moment dat întreba la un curs cu alți strategi de campanii, ucenici, care e procentul corect? Afișaj, door-to-door, pliante, geci, nu știu ce. Și toți spuneau, nu știm, nu s-a stabilit, trebuie făcute toate. Ori de multe ori partidele, mai ales când aveau mai mulți bani, spuneau, domnule, avem bani, ce facem? Multe afișe, multe sacoșe, multe sacoșe legale, eu mă refer la partea legală. Dar până la urmă omul vedea pe afiș, vedea pixul, dar dacă nu-i explicai de ce e mai bun candidatul tău, riscai să arunci acei bani cumva pe gard, la propriu și la figurat. Deci, tu spui că afișele, pixurile, cadourile electorale, la alea legale mă refer, nu Da? mă refer la altceva, trebuie urmate de o explicație. Da. Mi-era teamă că o să-mi pui în gură ce n-am spus, că sunt utile. Nu. Sunt Nu. utile. Sunt bune, dar dacă au și o explicație, Dacă au e ca o și. fotografie care are un titlu sugestiv. Exact. Dacă n-ai o legendă, un story în spate, pentru că până la urmă toți vor scrie pe pixuri. Votează Al meu e X. mai bun și fiind o emisiune în care discutăm, o să am grijă să spun în conformitate cu ce ne au, dar vor da și exemplu. Deci vor putea scrie toți pe pixuri. Ponta președinte că e mai bun, Iohannis președinte că e mai bun, Udrea președinte că e bună, Macovei că e mai bună și așa mai departe. Vezi, îi spun pe toți, nu știu, Tăricianu că e mai bun, Vadim, Funar și tot neamul lor. Dar dacă nu explici de ce e mai bun Ponta, Iohannis, Vadim, Funar, Macovei, Udrea, pixuri pot da toți, teoretic. Noi vorbim de o situație ipotetică în care toți au pixuri. Bine, unii au pixuri mai mari, unii mai mici, Unii mai multe, alții mai puține. unii deloc. Dar într-o vreme, mecanismul de partid, vorbesc în principiu, credea că dacă ai pus afișul, bannerul, panoul, e de ajuns. Ei, au ajuns la concluzia că nu e de ajuns și atenție, poate e încă o dovadă că s-a ajuns la ideea că totuși orice vot, într-un fel sau altul, contează. Și se duce acum o mare bătălie pe zona de
nehotărâți sau care sunt degustați și au spus că nu vin la vot. Și mai poți întorci. Pentru că pare ciudat sau nu, în condițiile în care în România la legile prezidențiale, ca să dau exemplu pe care suntem, la ultimele două tururi de scrutin la care a ajuns președinte Traian Băsescu, s-au câștigat alegerile cu 51%, cu 51 versus 49, grosso modo. Exact. Deci vorbim de un 2% care face alegerile. Ei, dacă ai scos 3% din nehotărâți, cine câștigă? Pe acea barieră, că nu-s barabară. Bun. Cum crezi tu că este... De care e rolul... Cum crezi că este folosită, între ghilimele, presa de către oamenii politici atunci când își doresc o imagine, ca imaginea lor să arungă la cât mai mulți oameni? Alegători, votanți, cum fi ei? Este o vorbă. Prost nu-i cine cere, prost e cine dă. Este evident că orice om politic sau echipă politică va încerca să folosească pentru transmiterea mesajelor proprii, a mesajelor convenabile, orice vehicul, inclusiv preza, că până la urmă preza e un vehicul de informații. Informația absolută, eu am mai spus atâtea ori, e la Dumnezeu. Noi lucrăm cu materialul clientului, cu ce avem într-o zi sau alta, ce putem, mai ales că informația este un organism viu, evoluează, se schimbă. Se perimează, dispare, apare, se modifică. Se îmbolnăvește, o reparăm, o resuscităm, gură la gură și mai departe. Bun. Ei, oamenii politici vor încerca să folosească presa. Și pe partea de informații și pe partea de prestări servicii. Nu, există și ideea de publicitate. Acum la campania asta, noi TV-ul prestăm, ca așa a zis CNA-ul, pro domo. Presa scrisă, pentru că realizează niște prestări servicii, poate lua niște bani. Păi, vor negocia și presupun că au negociat, au încercat să obțină prețuri mai mici. De ce nu gratis și așa mai departe. Ei, vor încerca să folosească și ideea de informație, nu? Conferințe de presă mai dese, ne-am văzut, parcă s-au întețit conferințele de presă, la toți. E și normal pe de altă parte. Ei, tentația lor e să folosească presă. Acum, știi cum e, ca în orice alt domeniu, ca să nu scap vreo perlă acum, depinde cât vrei să fii de tăvălită ca presă într-o astfel de chestiune. Dar presa, până la urmă, ea hotărăște cât e de corectă, de echilibrată sau nu. Dincolo de anumite partipriuri sau simpatii pe care o spun cu maximă responsabilitate. Jurnalistul, până la urmă, este om. Jurnalistul lucrează într-o firmă care are interese. Primul interes al unei firme este să aibă bani măcar să acopere cheltuielile sau să-ți micșoreze pierderea și așa mai departe. Ei, sunt anumite afinități și oriunde în lumea civilizată sunt. La noi există poezia asta în care se bat jurnalist sau șef de redacții cu cărămida în piept. Iar independent, eu sunt mai independent, cel mai independent. Ei, era să spun așa o vorbă care nu se face. Am mai spus de ori, în Franța, în America, sub ziar, sub titlul ziarului ai manșetă, ziar de dreapta, de stânga, socialist și așa mai departe. Dar apropo de cât vrea să fie sau nu folosită presa, sau cât încearcă să fie sau nu echilibrată, eu n-am venit cu mâna goală în seara asta la emisiune de la tine, am venit cu un cadou. Am înțeles, eu vorbeai tu ceva cu băieții prin emisie. Păi să știi că noi lucrăm pe idee de echipă. Atât timp cât respectă regulile CNA-ului, eu sunt de acord. Păi ești moderator, tu hotărăști dacă exact. Continuăm să nu emisiune. Deci noi am venit cu un cadou de echipă, de asta vorbeam cu colegii mei, e un draft al unui promo pentru ceea ce pregătește TLM Neamț pentru ziua de duminică, când noi pregătim, dar nu mai spun eu, dacă poți să rog ceva frumos pe Ștefan? Te rog. Ștefan, dacă ești pe fază, te rog dă drumul la cadou cu care am venit pentru Alex și pentru telespectatorii noștri. Sonor. Nemțenii aleg președintele. Duminică, 2 noiembrie, România își votează președintele. Nemțenii își votează președintele. Iar TLM Neamț îți aduce în casă cele mai importante informații, detalii, chiar și analize despre acest eveniment. TLM Neamț te provoacă duminică la o ediție maraton, de la ora 8 dimineața până târziu în noapte. Știri din tot județul Neamț, invitați în platou, divertisment electoral. Eu cu cine votez, mon cher? Nemțenii aleg președintele. Doar la TLM Neamț, duminică 2 noiembrie, de la ora 8 dimineața până noaptea târziu. Nemțenii aleg președintele. Am înțeles. Nu, am o rugăminte, îmi cer scuze. Ci că o bătaie în plus strică, o ciorbă în plus, nu? Noi n-am avut sonor în platou și e corect față de Alex să înțeleagă la adevărata dimensiune cadou, așa că o să-l rog pe Ștefan să mai dea o dată acest mic cadou al nostru.
Cetățenii aleg președintele. Duminică, 2 noiembrie, România își votează președintele. Nemțenii își votează președintele. Iar TLM Neamț îți aduce în casă cele mai importante informații, detalii, chiar și analize despre acest eveniment. TLM Neamț te provoacă duminică la o ediție maraton, de la ora 8 dimineața până târziu în noapte. Știri din tot județul Neamț, invitați în platou, divertisment electoral. Eu cu cine votez, mon cher? Nemțenii aleg președintele. Doar la TLM Neamț, duminică 2 noiembrie, de la ora 8 dimineața până noaptea târziu. Nemțenii aleg președintele. Mi-am dat seama despre ce e vorba, cred că 14, telespectatorii noștri 14 ore de emisie non-stop pe o singură temă, un adevărat maraton, e un pariu și în sensul bun. Și pentru noi încercăm să procedăm nu cum visăm noaptea, ci cum scrie la manual, e o zi specială, e o zi dincolo de fraze, nu știu cum, e o zi în care țara asta își alege președintele. E foarte important pentru noi, pentru noi ca cetățeni, ca nemțeni, nu mă refer la mine sau la Daniel în momentul de față, ca în ziua de duminică să ne facem treaba. O singură treabă avem duminică, în afară de a merge la biserică, în afară de a ne venim vedea platou, copii. De a veni în platou. Nu, mă refer la toți nemțenii, la toți românii. Avem o singură treabă. Am văzut că în ultima perioadă a apărut o campanie interesantă, făcută de unele dintre cele mai importante personalități din media, din showbiz, din mai multe domenii, oameni care au o imagine publică și au o imagine publică curată. Există o campanie deja care circulă pe tot mediul online, Ies la vot. Da, cu Y de la Ies, da. Adică da, și pe... da și da, da. Se potrivește cu românescul da. Ies. Da. Crezi că sunt benefici astfel de campanii? Crezi că românii le vor înțelege? Le vor percepe ca atare? Știi cum e? Probabil că sunt milioane de români care nu vor ieși la vot. Sau care acum au intenția să nu iasă la vot. Din punctul meu de vedere, o astfel de campanie, dacă e făcută decent, rezonabil ca mesaj și ca formă de exprimare, dacă aduce la vot 1000 de oameni, 100, 10, 1, da, e benefic. Nu voi fi de acord cu excesele sau cu joaca de campanii civice, pentru că e vorba de o campanie civică. Inițial, îți dau un exemplu, este acel spot cu Ștefan cel Mare, care zice că dacă noi nu mergeam la lupte, voi azi mai aveați democrație. Inițial a fost un pic mirat și zic, mai e ok. Bun, clar, pe vremea lui Ștefan cel Mare nu se vota. Se mai stătea la dezbatere în sfatul domnesc. Dar nu. Până la urmă zic, totuși, spotul ăsta transmite un mesaj adevărat. Dacă de-a lungul timpului nimeni nu și-ar fi făcut treaba, unde eram noi azi? Eram probabil în altă țară, nu știu, cu granița așa, pe Carpați, orientali, meridionali și așa mai departe. Deci dacă o astfel de campanie e făcută ok și decent, ea prinde. Nu știm că și nu va prinde 100% niciodată. Unul din promotorii sau din cei care apar în astfel de clipuri este fiul cronicarului Chirilă, care altădată maică pleda pentru absenteism. Nu avea încredere în nimic, nu-i plăcea țara asta. Ei, dacă și un lider de opinie, care altădată era dezgustat, poate avea motive, că toți avem motive de supărare, de dezgust față de clasa politică. Altădată spunea că mai bine ar emigra. Acum spune nu. Hai să ieșim la vot. Până la urmă, țara asta este așa, cum o facem noi. Eu tot aud afară, dar toți românii care vor leafa de afară, confortul de afară, ce e bine afară, uită un lucru. Că avea toate alea de afară, dar mentalitatea cu ghilimele de rigoare uneori mioritică, balcan mioritic. Nu, păi hai să schimbăm mentalitatea, hai să muncim mai bine, mai eficient, să fim mai serioși și să ne placă să stăm în țara noastră pe care noi o facem, așa cum e. Bun, crezi că campaniile în mediul online au un efect atât de larg cât și-ar dori sau pot fi... Mă întorc la răspunsul lui Săftoiu. Trebuie făcute toate. Este evident că în mediul online... Până acum, nu, haideți să o luăm altfel. Până în 2004 aveam acel afișaj excesiv da. De foarte multe ori. Televiziunile naționale își făceau treaba cum știau ele să-și o facă. În momentul de față, pe lângă aceste metode clasice de a
promova imaginea unui candidat sau de a o strica pe acelui care nu trebuie, a apărut și mediul online, care, nefiind cenzurat sub o anumită formă, decât de bunul simț până la urma celor care postează astfel, am văzut și spoturi pentru unii candidați. Unul, am să dau și numele celui care apare acolo, dar n-am să dau numele candidatului, este vorba de Andrei Gheorghe, care a făcut un spot care mie nu mi se pare tocmai în regulă. Părerea lui e demnă de luat în seamă. Modul în care a ales că e altă discuție. Sunt atacuri la persoană, sunt atacuri murdare. Spun o chestie. De fapt, mi-ai pus două întrebări. Da. Online se pot face și astfel de atacuri. Nu vă prinde. Crede-mă. Și pe online, tot un mesaj bun va prinde. Diferența este că pe online îți permiți, pentru că dacă o faci în ziare și dată în judecată, dacă o faci la televizor, clopoțește ce ne au și bine face. Dar și pe online, eficiența campaniilor murdare e zero sau uneori se întoarce împotrivă, pentru că la un moment dat, chiar și aia de pe online vor reacționa, doamne, e o mizerie. Și apare efectul invers. Pe online mai este o chestiune interesantă. Da, e mai nou, că mai nouă e tehnica asta care tot evoluează. Dar dacă aș face o comparație între clasic și mai modern, să spunem, putem compara online-ul cu telefoanele, cu SMS-urile. Și o să aduc aminte, nu știu dacă... Practică veche din 2000, și agresivă. Din 2000 a devenit campania pe SMS mai agresivă. La un moment dat, campania pe SMS oferea oportunitatea de a putea promova mesajul și în zilele când nu ai voie, adică sâmbătă și duminică. Între timp se mai uită nu știu ce structuri, cu toate că iarăși interdicțiile pot fi ocolite. Și acum apar și pe campaniile de SMS-uri campanii care aparent sunt curate, adică nu spune votează cu X, dar te cheamă la vot cineva și îți mulțumește cu prenumele. Și ca să dau așa un exemplu, poate fi Klaus Iohannis sau Klaus Popescu sau poate fi Victor Ponta sau Victor Ionescu și de fapt semnează Klaus, Victor și așa mai departe. Pe online campaniile și-au doza lor de eficiență, ca să răspund la prima ta întrebare din acest set, dar către o nișă. Care trebuie acoperită și aia. Păi, mai ales că ne îndreptăm, mai toți candidații fac, fac un apel către tineri, către oamenii care stau pe online, către... diferența este alta, de fond, de structură, dacă vrei. Nu că poți trimite orice mizerie, aia e de formă. O trimis, dar putea să vină tot în capul exact. Diferența de fond este alta, mesajul pe online, pentru că se adresează unor tineri, unor oameni care nu neapărat că sunt grăbiți. Dau vreo 10 programele în bară, vreo 10 deschise pagini în bară. Au mai multe. Deci mesajul trebuie să fie scurt și penetrant. Că în spatele mesajului, pentru cel care stă mai mult, l-ai prins, mai pui un link unde se mai uită la un clip de 30 secunde. La linkul ăla mai atașezi unul de 5 minute. E altă discuție. Dar primul mesaj trebuie să fie ca un intro la o știre. Scurt, penetrant, de impact, să te facă să intri după aia în suveica de mesaje. Bun. În afară de... Uite, acum am dat din casa strategiilor. Cum știi tu. În afară de un mic conflict, că am urmărit un filmuleț ieri, la Răucești, acolo unde niște tineri la un anumit partid au fost bruscați. Urât, dar nu foarte indecent. De fapt, nici eu cred că aș fi reacționat puțin mai. Mi-a plăcut, într-un fel, trebuie să apreciez, calmul cu care au abordat tinerii respectivi situația, deși ăia mai în vârstă, care trebuie să aibă multe experiențe, trebuie să fie ceva mai reținuți. Dar, mă rog, ăsta este singurul conflict. Hai să fim coreți. Hai să dăm detalii, să nu creadă cineva că acoperim ceva. Nu. Conflictul a fost niște tineri de la PNL cu niște persoane care au lipit niște afișe pe gardul unui om. Omul s-a văzut lezat în... Păi nu. Deci, între niște tineri de la PNL versus niște adulți de la PSD. Nu știu dacă erau de la PSD. Asta n-avem nici știu. PSD-ul a fost acuzat că erau vecini de-ai primarului. Bun. Nici asta n-avem nici știu. Da. Eu sunt împotriva oricărei forme de violență, indiferent cine o produce. Pe de altă parte, și acum iarăși dau din casa unor campanii, în care te duci și lipești afișe pe gardul... Trebuie să mai ceri voie, da. Trebuie să ceri voie. Uneori se întâmplă ca astfel de acțiuni să fie făcute de mercenari. Acum vorbesc în principiu, nu pe cazul Răucești. Mercenari în sensul de voluntari de la județ, nu de acolo. Regula spune că nu te duci să lipești gardul nici cu echipe de albinuțe,
decât cu o gazdă, cu unul care știe zona, pentru că este chiar nepoliticos. Îți dau un exemplu. Pe gardul unui consilier PRM să lipească afișe cineva de la UDMR, ca să dau un exemplu. Nu, păi, clar că lezi. E răutate. Nu, poate fi nu din răutate, ci din greșeală. Dar eu nu asta vreau să discutăm. Nu asta vreau să... Nu mă interesează cum a gândit-o acolo. În afară de acest conflict, care n-a fost unul major. Da. Nu s-a întâmplat. A, și încă un banner tăiat undeva, dar cred că știm de cine e tăiat. E un băiețel care umblă în oraș, are el o treabă cu bannerele. Tăiat? Da. Nu, nu. Ăla are treabă cu icoanele care lăcrimează. Da, mă rog. Cu negru din noi, da. Așa. În afară de aceste băiețel, două... Este un tip care are treaba. Tipul lui de a protesta. Da. În afară de aceste două incidente, nu a mai existat niciunul. În trecut mai aveam. Trebuie să fim realiști, mai aveam. Trebuie să recunoaștem că până la un punct e justificată încărcătura exagerată de patimă, fiind vorba de alegeri prezidențiale în care echipele de activiști nu se bat pentru posturile lor. Locul, nu? Corect. Cele mai încărcate de patim campanii vor fi la locale și parlamentare. Prezidențiale, Europarlamentar este chiar pe ultimul loc. Da, acolo trebuie să fim realiști că chiar doar în cot pe unii. Deci până undeva e justificat. Pe de altă parte, exact cum ai spus, trebuie apreciată poate și o solicitare generală la decența liderilor de partide. Cel puțin din neam și din punctul meu de vedere merită aprecieri că au transmis pe verticală mesajul: bă, nu vă mai dați în cap cu bâtele, cu coasele și cu alte obiecte de bucătărie. Ajungând aici, trecând o linie, crezi că putem noi românii să ne revenim și să facem dintr-o campanie electorală, indiferent pentru europarlamentare, pentru prezidențiale, pentru locale, una normală, curată, firească? Eu cred că răspunsul ți l-ai dat singur, Alex, constatând tu că s-au făcut progrese mari. Bun, acum eu aș zice că e discutat ce tip de campanie normală avem în vizor, pentru că pot fi campanii normale seci sau campanii normale tip show ca la americani. Dar important este, indiferent de ambalajul în care e promovat candidatul, proiectul, echipa, că e un ambalaj mai sex, mai soft, sau unul mai show, mai cu sclipici, cu balonașe, să nu-și dea oamenii în cap, că până la urmă trebuie să înțelegem că va fi viață și după 2 noiembrie și după 16 noiembrie. Corect. Asta e foarte important. Și mie îmi pare bine că au dispărut acele echipe de afișaj, că erau pe vremuri niște echipe de afișaj care nu discutau, nu se uitau, că era copac, gard, casă, stâlp, lipeau absolut peste tot și ieșeau și bătăi pe vremea aia. Și se întâlneau la același panou, la același copac. Era spațiul meu. Nu, până la urmă pleacă de la cei 7 ani de acasă și a celor care lipesc un afiș. Dar și a celor care îi trimit acolo și învață. Din spirit voluntar. Sau chiar pentru 30-50 de lei pe zi. Băi, până la urmă e o formă cinstită de a munci, nu stă nimeni cu mâna întinsă. Corect. Dar și acelor 7 de acasă ai politicienilor care cereau... Nu contează, cu ce risc copacii, exact. Tot aerul, tot... Toate gardurile, tot... Da. Da, luăm o scurtă pauză de publicitate acum, pentru că îmi fac băieții semne, disperați. Revenim în câteva momente. Acum mi-am dat și eu seama că în emisiunea asta eu sunt moderatorul și domnul Vinca este invitatul. Daniel. Domnul Vinca Daniel sau Daniel Vinca. Și trebuie să vorbească mai mult ca mine. Dar nu, deci eu sunt învățat cu moderatorii ăștia care vor să vorbească numai ei. Alex, vine invitatul și nu apucă să vorbească. Și uite așa, ne uităm la televizor, vedem Vedeți, stimați telespectatori, m-a întrerupt, nici nu mă lasă să vorbesc. O bună parte din campania electorală, după cum spun unele fețe deștepte din România, și nu chiar toți sunt atât de deștepți, spun ei că a făcut-o deja DNA-ul. Avem în ultima perioadă o grămadă de oameni care își drângăne mânuțele pe acolo, pe la ICCJ, la parchet. Dacă justiția... Înainte de asta, știu că n-ai fost la conferința cu pricina. Am fost la, nu știu dacă e ok să spun acum, dar nu e în campanie. Am fost la o conferință de presă la doamna Macovei. N-am fost că eram plecat. Bun, și am avut și o întrebare, pentru că pe afișul ei scrie foarte mare, ea a creat DNA. Și am zis, doamna Macovei. Discutabil. N-am nicio... Din trei motive discutabil. Unu, DNA-ul este o rebranduire a fostului PNA, creat în timpul guvernării
Năstase. Năstase a ajuns să fie trimis în judecată de un monstruleț creat de el. Bun. Doi. Indiferent că e vorba de PNA sau de DNA, provine niște instituții ale statului român care nu poate spune cineva că au fost create de o persoană. Exact. Bun, dar nu asta mă interesează. De care statului trebuie să aparțină poporului, nu, în sensul bun. Eu am întrebat un singur lucru. Că n-am auzit, n-am auzit DNA SRL, DNA PFA. Da. Deci... eu am întrebat un singur lucru. Bun, doamnă, nu să considerați că această instituție își face treaba? Da. De ce nu și-o făcea în octombrie 2013? În octombrie 2012? Sau atunci, septembrie, că din septembrie a început. Sau din septembrie, nu mă interesează. Da? Nu mă interesează. De ce? Pentru că atunci, în octombrie 2013, primeam noi ziariștii acreditați la DNA sau care mai se mai uita pe site-ul lor, vedeam un comunicat de presă odată la 3 zile și ăla era despre un nei ca nimeni care Alex, ieri, s-au adunat toți politicienii în această campanie electorală. Ieri dimineață eram în București și ca la fel ca și alți jurnaliști primesc și eu mail-uri de la DNA oficiale, să ne înțelegem. Da. N-am ajuns la nivelul să le primesc pe alea ne. Percheziții în județul Cluj. Și zic, hopa, acolo a fost probleme cu un șef de CJ, o fi vreo tentă spre Boc, zic eu. Azi dimineață, cu level 2, episodul următor, 7 arestați pe un dosar în Cluj în legătură cu un business legat de CFR, în care erau vreo 6 firme cu denumirea CFR, SN, CFR, SP, CFR, PPC, pe... Suveici. Deci, ieri percheziții, azi 7 arestați. Azi, alt comunicat de nea. Percheziții în Ialomița, Dâmbovița. Și mă uitam pe mail și spun cuiva, mâine primim episodul 2. Ce se... Bun, este evident că e un fel de concurs, dar eu spuneam că e normal, Alex. Să spun de ce. Cu ghilimele de regoare e normal, să nu mă înțeleagă cineva. Eu mă uit acum la tine, da. Chiar foarte serios. Alex, tu spuneai dacă e normal, întrebarea a fost dacă e normal campania electorală să facă DNA-ul sau curățarea de campanii. Păi din moment ce justiția se face la televizor, că avem telejustiție. Păi dacă facem justiție la televizor și au rămas ăia magistrații fără obiectul muncii, un paralel concurați la negru, la concurență neloială. Da. Păi atunci se bagă și ei mai câștigă pâine din zona de campanie electorală. Mâine, păi mâine, știi, era un ban, fetele. Și o spun cu, fără nicio răutate, voi folosi cuvântul țigan. Dar fără nicio răutate, cei care mă cunosc știu că nu sunt rasist. Cartea pe care am citit-o eu când eram mai mic se numea Țiganiada. Sper să înțeleagă unii că nu-i singură, dar nu contează asta. Un țigan. Să nu fie Levantul, de mai mulți ani la rând. Da. Un țigan. Zice, bă frate, eu nu mai înțeleg nimic. Pe timpul Ceaușescu, politicienii făceau politică, aia socialistă, care, da, făceau politică. Muncitorii munceau, noi țiganii furam. Bine, se referea la o gașcă de țigani, nu generalizăm, exact. Repede, doamne, nu vreau să facem rasism pe aici. Știu povestea, te rog, da, termin un zbor la cap. Și că acum nu mai înțelegem. Muncitorii fac politică, politicienii fură și noi țiganii trebuie să muncim. Da? Așa și cu... Deci se mai întorc treburi, nu vezi? La fotbal se pricep cei din tribună, la agricultură, cu sau fără organisme modificate genetic, anunță recoltele la hectar cei care conduc administrații județene. Deci nu mai știm cine e agricultor, cine e demnitar, cine e politician, cine e magistrat. Da, se inversează rolurile și eu mi-aș dori în țara asta să fie o justiție corectă, dar nu în salturi, nu în valuri, pentru că apar exact. Asta semne spun, de îndoială. Ar putea DNA să-și facă treaba tot timpul la fel. Când i-au cât prins... de cât? Că nu cere nimeni o normă de arestat pe zi. Oricum nu poți aresta chiar toți parlamentarii, deși, doamne... Dar 7 loturi... Unii râdeau deja că s-ar putea pune de un parlament sau de un guvern... Nu, sau hai să spun ceva. Și sare de la DNA la justiție și o spun fără nicio răutate. Cunosc atâți oameni în justiție care își fac datorie. Dar s-ar putea ca uneori să nu mai fie nevoie de DNA dacă justiția ar fi rapidă și clară. Și îți dau un singur exemplu. Avem o instituție numită ANI. Bună, rea, discutabilă. ANI acum câteva luni a anunțat un lot de vreo 30 de parlamentari, Alex. Ții minte? Da. Păi, eu aș vrea așa. Aia 30 de parlamentari să spună justiția cum crede ea, nu cum cred eu, repede și bine. Mai stau în parlament sau nu? Era domnul ăla care fusese și prin Neamț cu afacere de la Bacău, care era la PC.
Nu știu despre ce. Nu Romeo, nu. Romeo Stavarache e altă. Nu, cel care a condus pe cei neamți acum mulți ani de zile. Nu știu. Fost director la o firmă care se termina cu Flax și avea el două, trei contracte de state interesante. În fine. Noi aș avea 30 de parlamentari. La care Ani a zis că sunt incompatibil. Dar, ca și la parchet, Ani nu dă sentința finală, nu? Rămâne prezumția de nevinovăție. Rezumția, se spune, mai stau în Parlament sau nu e? 30 sau câți zile mai rămân? Pentru că Ani produce multe soluții, dar justiția le întârzie. Nu, domnule, eu aș vrea primarul X a fost el declarat incompatibil într-o lună să știu dacă rămâne la primărie sau pleacă acasă. Deputatul Y. Da, avem un caz foarte grăitor în Neamț. Este vorba de primarul de Girov. Primarul de Girov, care a fost dat afară pe românește de prefectul George Lazar. Între timp, prefectul George Lazar a fost schimbat. A venit prefectul Vlad Angheluță. L-a repus pe funcție, spunând, domnilor, omul ăsta spune că are dreptate. Prefectul, fostul prefect spune că are dreptate. Haideți să vedem ce spune instituția supremă, da? Justiția. Justiția care întârzia. Și a întârziat și în momentul de față 9 luni de zile. Unde e celerita? Așa se spune. Aceste cazuri se discută în maximum 30 de zile. Dacă zici tu că așa se... Așa spune legea, nu spun eu. Nu, n-am apucat să scriu legea. Nu, dacă mi-ai spus tu și înseamnă celeritate, ok. Așa. În cazul ăsta au trecut 9 luni de zile. După doar 2 luni de zile. Stai așa, după 9 luni apare, băiat, fată. După 2 luni de zile de la ultima judecată la Tribunalul Neamț, au trebuit 2 luni de zile ca să emită un judecător motivarea. Ca să poată fi contestată mai departe la Curtea de Apel Bacău. S-a dat un termen la Curtea de Apel Bacău după alte 2 luni. Eu nu înțeleg. Eu nu pot să cred că domnul primar de la Girov, domnul Olaru, s-a dus și el și a influențat un complet întreg. Sau, n-ai ce să influențezi, trebuie să influențezi un computer, nu, care repartizează aceste cazuri. Da. N-ai cum să faci asta. Și e vorba de o primărie din județul Neamț, unde, în cazul în care domn primar trebuie să plece acasă, se fac alegeri. Se cheltuie bani. Se cheltuie foarte mulți bani. Dar, până la urmă, justiția trebuie, repet, nu vreau, n-am venit să judec eu justiția. Eu, și în general, lumea, românii, au o așteptare de la justiție. Ceva mai mare. Să judece mai repede. Mai bine toți vrem ca să judece cum vrem noi. Nu, eu nu vreau mai bine. Vreau să judece. Spuneam eu odată în America... Un angajat FBI... Spuneai în America? Da, nu. Era așa. Spuneam eu odată. Două puncte. În America, un angajat al unei agenții de stat își trăda țara pentru un serviciu de informații al unui alt stat, dacă nu cumva chiar partener și aliat. Asta e altă discuție. L-a urmărit ăia din America vreo 2-3 ani, până, nu că flagrant, până l-au prins cu buzunarele doldora de filme, să zicem, pe românești. Dom'le, l-au arestat, preventiv, spion, America, ce Dumnezeu. L-au dat pe mâna procurorului, în 2 săptămâni a făcut rechizitoriu, l-au judecat, l-au condamnat și are și recunoscută la fapta. Deci nu auzi de chestii din astea cu 9 luni stat în arest preventiv și eliberat pentru că nu-i gata rechizitoriu. Păi de ce l-ai arestat? Ca să obții probe în timp ce el e în arest? Eu sunt unul din cei care o spun cu voce tare. Măsura arestului preventiv este una excepțională. Se ia în cazuri de omor, crimă, oameni care dau un cap, dar și la ăia, dacă tot l-ai arestat, într-o lună îl trimiți în judecat. Așa mi se pare civilizat. Nu-l ții pe unul aruncat la temniță 9 luni în an, în arest preventiv, tu mai cauți probe. Păi dacă mai cauți probe, înseamnă că l-ai arestat, erau subțiri. Eu vreau viteză. Și îl ții acolo mult timp ca să faci rost de alte probe. Da. Sau cum spunem noi, poate mai dă pe gușă pe cineva. Și asta e drept. Și nu pe Cosmin Gușă, ci pe altfel. Da. Asta e o vorbă de-a noastră neaușă. Bun. Cum crezi că se va întâmpla? Mai avem tur 2 sau nu? Că mulți oameni mă întreabă și eu spun că da. Da. Multă lume zice că da. Eu încă nu știu. Că dacă aș ști ce breaking news aș trânti. Dar... depinde care este intenția reală, că în ultima săptămână nu mai ai încredere în sondaj, acum sincer. Exact, și au apărut în ultimele zile, au apărut o grămadă de sondaje. Culmea este că mai prudente sunt alea din zona de stânga,
Pe când în zona din dreapta am văzut din alea, se prăbușește ponta, urcă Iohannis ca balonul de săpun. Nu e adevărat, vine din spate Udrea. Stai că acum a picat un pic. Vreo pe locul 3 Macovei. Macovei care are 7% și intenturul 2. Deci eu nu cred în sondaje făcute pe genunchi și am spus de atâtea ori. Eu vreau un sondaj ca să cred în el, îl vreau dat în dosar, cum îl primește beneficiarul, în care să văd tot din el și făcut de cineva serios. Nu, sondaje făcute pe genunchi, am vorbit-o cu 3 oameni la 3 cafele. Alea nu sondaje. Alea sunt păreri la 3 oameni. Sunt mulți care spun, domnule, după cunoștințele mele spune că văzut, există. Am avut ocazia să văd sondaje făcute chiar pe bune, în care se prezenta într-o conferință de presă sondajul, fila 1, 7, 14, 20, 23, 43 și în rest beneficiarul avea tot sondajul. Corect este mie media să-mi dai tot sondajul și să-l interpretez eu. A, înțeleg, ai avut o întrebare care nu e pentru controlul tău sau anumite chestiuni, dar se întâmplă ceva la emisie? Nu. Bun. Dar când ți se dau doar 2 cifre și nu afli cine a făcut sondajul, în ce perioadă, pe câți respondenți, marja de eroare, niște clasificări interne, speciale, pe zone și nu știu ce, acolo de obicei, știi cum, poate s-a făcut inițial cât de cât ok, după care de la centralizare până la clasificare, interpretare și publicare se mai pune la fiecare pas încă o marjă de eroare și ajunge la o marjă de eroare de 10, de 15. Eroarea e mult prea mare, da, în momentul ăla. Știu că sondajele adevărate au o marjă de eroare între 2,5-3% plus minus. Da. Acolo se situează. Mai nou au apărut și astea cu 3,6-3,8, dar crede-mă, bun, e marja mare, dar dacă e serioasă, prefer un sondaj serios cu 3,8 decât un sondaj mincinos care e dat cu marjă un de 2. Un sondaj adevărat, dar dat cu marjă foarte... Cel mai bun sondaj de opinie este nici măcar exit poll-ul, ci ceea ce anunță Becu. Rezultatul final al alegerilor. Ăla e cel mai bun sondaj. Bine, am văzut acum și am vorbit chiar cu domnul prefect în acest studio, în urmă cu vreo 2 săptămâni, despre cum se vor face acum sondajele pe prezența la vot. Se vor face în toate secțiile de votare din România. Dar nu, alea nu sunt sondaje. Pardon, raportările, raportările orare, nu știu, ore, nu știu cum să fac. S-a făcut o simulare zilele trecute pe zona Târgu Neamț cu toate cele 485 de secții de votare din Neamț. Am înțeles că a mers totul strună. Simulările cel puțin în momentul de față, măcar partea de prezență o să o avem exact. Este evident că și administrația de stat a făcut progrese în ultimii ani și nu în ultimul an sau nu, dar lungul timpului în a asigura mai bine infrastructura de alegeri, pregătirile de alegeri. De la an la an, pe alegerile sunt aproape fiecare an și noi presa parcă avem mai puține incidente de relatat. Pentru că trebuie să recunoaștem, noi nu eram învățați cu democrația, noi eram învățați socialism, alegerile se mimau și așa mai departe. Ei, și administrația e perfectibilă în țara asta și să dea Dumnezeu să fie cât mai bună și oamenii s-au specializat cumva. Bun, mai sunt aberații, unii mai citesc acum și sunt instruiți după legea de acum 15 ani care s-a schimbat, a avut 10 update-uri între timp. Astfel de cazuri devin tot mai rarisme și ăsta e un lucru bun. Angajații prefecturii, cei de la Bej, s-au învățat să pregătească mai bine aceste exerciții democratice, o iau din timp cu stabilirea Bejului, se verifică secțiile. Există un calendar bine stabilit, prin hotărâre de guvern. Da. Bun, mai sunt anumite pași de făcut, poate pe fondul problemei, dar probabil la o emisiune viitoare. Adică eu nu aș lăsa, indiferent de alegeri, mai ales la cele locale, de alegeri să mai ocupe primarii. Pentru că primarii participă la alegeri. Și ei sunt și arbitri și jucători la alea locale. De exemplu, dați-ți chestii deja de... Ce influență poate avea un primar în un scrutin? Aparent niciuna, dacă el ar fi după lege, vertical. Dar când candidează el, plec de la prezumția de nevinovăție, dar nu pot să am niște întrebări, ce Dumnezeu. În primul rând, primarii... Te referi la locale aici. Da. Primarii propun cei doi șefi
de birouri de secție de votare, președintele și vicepreședintele. Ei propun, după aia dacă prea mulți mai trage la sus, dar nu prea se trage. De obicei, președintele și vicepreședintele secției de votare sunt niște funcționari din comuna aia, în general aflați la butonul primarul. Dau un exemplu, în principiu vorbind. N-am nimic cu așa oamenii. E. Dar atunci, eu i-aș lăsa pe aia de la butonul primarului să fie în secții, dar nu primarul să-i propună. Extinde cumva autoritatea și atribuțiile bejului până a merge acolo la țară. Bun, ar însemna alte mijloace pentru bej, dar până la urmă, în fine, sunt mai multe. Primarii fac listele permanente, sunt multe. Propun oamenii din secții de votare. Păi, ți-am spus, președinții propun, și locțitori. Da, păi, da, da, îi propun. Da, e discutabil și aici. Da. Ține minte, pe vremuri, când era doamna prefect, era o doamnă prefect, Manta. Nevetista de la Bacău. Atunci când au venit partidele politice, nu știu ce scrutin de alegeri era atunci, chiar nu mi-aduc aminte bine, au venit cu o listă cu oameni și i-a refuzat pe toți, că ăștia nu-s buni, punem noi de noștri. Era o ciudățenie. Nu, la partide nu putea refuza, au propus tot primarii. Tot primarii? Nu. Păi nu, avem două categorii. Președinților, locțitorii propun primarii, partidele politice își propun oamenilor. Păi de membri era vorba. N-ai cum să-i recuzi pe membrii de partid. Mă rog, nu știu ce. Știu că au ieșit o discuție foarte... Nu, refuzase lista cu locțitori și președinți. Ok. Bun, nu mai avem foarte mult timp în această emisiune. Aș vrea să ne dai mai multe detalii. Eu acum recunosc, chiar pe bune, recunosc că este prima dată când vă spotul ăsta. Aveam idee despre ce se va întâmpla duminică, dar nu știu detalii. Și având în vedere că apar deja în spot, aș vrea să știu mai multe detalii. Proiectul, grosomodo... Că vorbim încă de un draft care va fi așezat zilele astea, va presupune un maraton, cum am spus. Nu e o nebunie. De la 8 dimineața până pe la 10 seara, sperăm să nu leșine mai mult de jumătate din colegi, că jumătate îi putem acoperi. Vom avea emisiuni, dezbateri, informații din teren, aduse calde, descărcate repede la montaj, date în direct. Vom avea și o zonă, să spunem, chiar de divertisment pe tematica zilei cu inserturi, cântece, mici sketch-uri și așa mai departe. Nu poți ține un om la televizor o zi întreagă cu o chestie super gomoasă. Trebuie să fim de acord. Vom avea sfaturi utile, îi învățăm pe oameni cum să nu ajungă să dea cu subsenatul pe la parchet încălcând legislația electorală. Vom avea politicieni și oameni din administrație care vor vorbi despre importanța acestui vot, despre exercitarea votului, dar vom avea și oameni normali, să le zicem așa. Uite, cu ocazia asta spun că fiecare moderator care prestează la TLM este rugat, deci nu obligat, rugat, Alex, să aibă în platou pentru minim 10 minute un invitat, un apropiat al său, va fi o chestie gen și ai noștri votează, părinți, frați, soție, prieteni, amantă, ce vrei tu. Asta ar fi culmea. Nu, glumim. Evident, pentru ăștia însurați, eu da, nu sunt. Așa. Pentru că, până la urmă, viziunea nu e făcută doar pentru politicieni și cei din administrație, și pentru oamenii normali. Le vom lua părerea acestor oameni normali în acest sens. Și pe stradă, vom fi, așa cum trebuie să fie o televiziune, acolo, cât mai aproape de ce vrea telespectatorul. Pentru că noi, TLM Neamț, suntem televiziunea ta, cum spune un slogan al nostru. Și e normal să ținem cont de ceea ce vrea să vadă omul la televizor, nu doar noi. Bun, trebuie să creăm un echilibru între ce vrea să vadă omul, pentru că depinde și ce vrea să vadă omul. Și aici nu mă refer la chestii normale sau de cenzură. Poate unul mai exaltat vrea nu știu ce. Ei bine, o să ia țeapă, cum se spune. Dar mă întorc, va fi o zi plină. E o provocare pentru telespectatori, pentru noi. Noi suntem pregătiți pentru că, nu știu dacă ai aflat, dacă nu ți-o spun eu, apropo de sondaje, în momentul de față, cea mai bună echipă din televiziune din Neamț este la TLM Neamț. Sondaje. Bravo. Mulțumesc foarte mult că ai fost alături de mine în seara asta. N-am mai făcut de mult timp împreună, trebuie să recunosc. Scuză-mă. Alex, Bobby, Gianina, Andreea, Ștefania, sper să nu uit pe cineva, sunt doar câțiva din cei pe care moderatorii, colegii mei, de asta le-am spus numai prenumele,
Îi vei vedea. Pit, aoleu, uitam, Pit, Doamne. Matinalul nostru. Da? Pit va fi și el prezent duminica aici cu un alt fel de matinal, un matinal electoral, nu cu mesaje electorale, ci de zi de alegeri. Va fi foarte, foarte interesant. Am înțeles. Mulțumesc foarte mult pentru prezență. Mulțumesc băieților de la emisie și celui din platou. Noi ne revedem mâine seară cu altă emisiune. Daniel, cu Daniel ne revedem sigur duminică, din câte am înțeles eu. Dar eu în perioada asta, din cauza colegilor mei care au de asta ținut, am și făcut-o, de asta da, am și făcut-o, trebuie să înțelegi, Daniel. Am ținut foarte mult să fie alături de mine seara asta, că te uită lumea, sincer. Da. Deci, pentru că avem spații de acoperit electoral, TLM a pus aceste spații la dispoziția partidelor și trebuia tăiat de undeva, să nu spun niciun tit, și ținând cont de faptul că emisiunile colegilor mei, Alex Nechita și Ștefania, sunt mult mai bune decât emisiunea pe care o fac eu, mi s-a părut corect să mai tai un pic din vestea alert și să nu vă lipsesc de emisiunile lui Alex și ale Ștefaniei. Mulțumesc foarte mult, până mâine seară, toate cele bune!